Începând de ieri, la primirea cererii de obținere a certificatului de cazier judiciar, nu se va mai solicita chitanța prin care se face dovada achitării taxei de 10 lei. Ca urmare a scoaterii acestei taxe, dar și pentru a veni în sprijinul cetățenilor, programul la ghișeul de eliberare a certificatelor de cazier se modifică, iar certificatele de cazier vor fi eliberate de către doi lucrători. Având în vedere că de la începutul lunii februarie taxa de eliberare a certificatului de cazier s-a scos, venim în sprijinul cetățenilor și îi anunțăm că în fiecare zi de luni și marți, între orele 8:30 și 12:30, la ghișeul de eliberare a certificatului de cazier judiciar vor lucra doi lucrători. Astfel, sperăm ca numărul persoanelor care stau la coadă să se înjumătățească, iar aceștia să intre în posesia certificatelor de cazier cât mai repede. De asemenea, reamintim că aceste caziere pot fi eliberate de toate polițiile municipale și orășenești din județul nostru, astfel încât nu este nevoie să vă deplasați până în municipiul Craiova pentru a obține un astfel de document. Doljenii pot intra în posesia certificatelor de cazier la orice poliție orășenească sau municipală din județul Dolj, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la ghișeul din municipiul Craiova. Pentru a obține un certificat de cazier judiciar din România, persoanele interesate pot depune personal cererea tip cu datele complete de stare civilă și motivată.